La Viva Cafe, 12 și 7 minute. Ascultați chiar acum emisiunea Tech Cafe, emisiunea pasionaților de internet și de tehnologie. Iată, lansările s-au ținut lanț la Congresul Mondial al Tehnologiei Mobile 2018, organizat în Barcelona recent. Alexandru Boca de la Assist Software a fost prezent acolo și ne aduce, bineînțeles, informații despre cele mai noi apariții de pe piață. Bună ziua și bine ai venit, Alexandru! Bună, Iulia, bine v-am găsit! O să te rog să vorbești mai în microfon. Pentru început, vreau să le povestești ascultătorilor noștri ce înseamnă Mobile World Congress și cum se desfășoară acest eveniment. Păi, Mobile World Congress este o conferință în care toți jucătorii mari ai tehnologiei vin și își expun toate noile apariții, noile tehnologii și merg pe un scop comun de a-și îmbunătăți cât mai mult serviciile, produsele și tot ceea ce ei încearcă să ofere clienților lor. Regulă. Și acum, după ce ai aflat, iată, care sunt trendurile în tehnologie de anul acesta, vreau să începem cu începutul și să ne spui despre lansările de telefoane. Ce s-a lansat acolo și spre ce ne îndreptăm? Jucători ai telefoniei mobile au fost Samsung, care au avut lansarea noului S9 și S9 Plus, printre care au apărut și noi jucători pe care pe piață aveau un impact mai mic sau chiar începuse să dispară, precum ar fi Alcatel, Nokia și puțină cunoscută marcă ZTE, pe care este o marcă de nivel mic spre mediu, dar care targetează un public foarte larg, au produse foarte cunoscute la nivel de brand asupra propriei marketing de operatori, și anume operatori precum Vodafone, Orange și alții. Ei își oferă telefoanele Vodafone sub marca ZTE. Ei sunt cei care produc tehnologia din spate. Regulă. Ne-ai spus ceva despre un Alcatel, bineînțeles te întrebăm și de Samsung, că suntem foarte curioși, dar cei de la Alcatel am văzut că au creat un smartphone ieftin, da? În jur de 100 de euro, am înțeles ne costă, pentru cei cu bugetul redus. Vreau să ne spui un pic așa despre smartphone-ul ăsta de la Alcatel. Care e sistemul de operare? Cum e? Toate smartphone-urile care tocmai le-am precizat, care au revenit pe piață, sunt sub Android și mulți dintre ei merg chiar pe nou sistem de operare lansat de Google, anunțat de către Google, pentru care targetează telefoanele cu un nivel de specificații mai mici spre medii și încearcă să acopere o mai mare plajă de utilizatori de Android. Regulă. Bine, deci avem smartphone pentru cei cu buget redus și dacă vorbim de Samsung, de cei cu buget un pic mai ridicat, știm că Samsung a fost lider de piață în ultimii ani, apoi a venit cu un Galaxy Note 7, dacă nu mă înșel, și s-a mai ridicat concurența după acest telefon, așa că eu zic că S9 e un telefon important pentru ei. Cum ți se pare ție S9? Din punctul meu de vedere, prima dată când am văzut S9, am avut impresia că există acel S8 acolo, da. Și în momentul ăla, primul lucru care am făcut, am început să-l butonez, să văd care este diferența tehnologică, fiindcă eram sigur că carcasa s-a păstrat, fiindcă există un design plăcut în S8 și S9, dar diferențele tehnologice sunt masive. Performance-wise, adică performanța telefonului este foarte mare față de S8, iar partea de cameră pe care și ei au făcut marketing foarte mult pe ea este o enormă diferență față de S8. Camera de pe S9 tinde spre un DSLR mobil. Să începem să avem cât mai clare, mai interesante pozele și să avem noi o creativitate atunci când vrem să facem o poză. Cum să privim lumina, cum să ne uităm asupra unei perspective și așa mai departe. Diferențele sunt foarte mari. Iar, bineînțeles, ca să mențină concurența și cu competitorii lor, S9 s-a gândit și la cele 3D emojis, care Apple-ul le-a făcut marketing odată cu iPhone 10 și au încercat și ei să vină cu varianta lor de emojis, să le ofere acel entertainment oamenilor care le place să fie foarte activ pe mesagerii sau pe social media.
Regulă. Și am înțeles că și senzorul, dacă tot ne povestești despre cameră, și senzorul de amprente e tot mutat pe cameră, nu? La ăsta S9. Da, de fapt l-au mutat pe centrul telefonului ca să-l facă mult mai practic de atins. Adică ele oricum au fost în jurul camerei. Eu personal dețin Note 8-ul și el este cumva în perspectiva din dreapta camerei cum ți telefonul spre tine. Pe S9 și S9 Plus l-au mutat exact pe centrul telefonului să fie mai ușor de atins pentru persoanele, să spunem așa, cu puțin mai degete mai nudi pianist. Regulă. Deci au păstrat designul, dar au schimbat dramatic camerele, le-au îmbunătățit, asta am reținut. Vreau să-mi spui când apare în România S9, când o să fie lansarea? S9 este deja apărut în România, chiar un coleg de la noi la muncă, am dat comandă împreună de o folie de protecție și eu nu știam care S9, el avea în plan S8 să-și cumpere și vine folia, mă uit pe detalii și văd S9 a plus. A făcut upgrade. Ok, da. Upgrade, serios. Da, corect. Bine, mulțumim că ne-ai povestit despre telefoane. De la telefoane ne mutăm, iată, la roboți. Am înțeles că au fost prezenți acolo și roboți, nu? Updatați strong. Da, au fost de la roboți, drone, până la linii de asamblare robotice și în principal au avut în vedere o interconectare a roboților într-o linie de asamblare să devină mai inteligenți, mai conștienți de ceea ce face robotul dinainte și după el, ca ei să poată să se adapteze, să nu fie tot sistemul doar un proces automatizat, gândit de om de la început și linia să meargă mai departe. În caz că se întâmplă ceva, ei o să se adapteze și pot să continue acea asamblare chiar și în cazul unor probleme funcționale care teoretic ar trebui omul să intervină. De asemenea, la roboți, conceptul principal pe care și MVC-ul l-a tratat anul acesta a fost interconectivitatea, așa nume rețeaua 5G și în același timp inteligența artificială în general, dar în special targetată spre telefoane. Dacă e să ne spui despre un robot care ți-a rămas ție în minte, care e acela? Mereu vezi în documentare sau videourile pe YouTube, vezi roboții care asamblează mașini și par interesanți, dar nu atât de spectaculoși. Crede-mă că până în momentul în care te-ai dus lângă unul și l-ai văzut cum începe să lucreze, dacă mai ai și o consolă prin care să controlezi robotul respectiv, e spectaculos. Atât de multe articulații are și are o legătură așa de bine gândită, încât el poate să poziționeze de la o bucată de metal mai la stânga sau mai la dreapta, până la parbrizul mașinii care trebuie prins într-o anumită zonă. Nu ai acces oricând să vezi un robot industrial de asamblare de mașini. Și crede-mă, a fost spectaculos, cu toate că mă așteptam să mă impresioneze mai tare o dronă, un robot din ăsta umanoid care vorbește cu tine și ai un pic de interacțiune cu el, dar nivelul ăsta tehnologic care nu ai acces zilnic e mult mai impresionant. Bun, mulțumim că ne-ai împărtășit și nouă, iată, din experiența ta de la Mobile World Congress 2018. Continuăm discuția în doar câteva momente aici la Tech Cafe. Astăzi alături de noi Alexandru Boca de la Assist Software. Tech Cafe, emisiunea pasionaților de internet și de tehnologie, powered by Assist Software. Astăzi Alexandru Boca alături de noi, venit proaspăt de la Congresul Mondial al Tehnologiei Mobile 2018. Vă spuneam, vorbim despre cele mai noi apariții de pe piață. Îmi doresc să punctăm puțin anumite lucruri despre realitatea virtuală. Cum s-a updatat? Care sunt noutățile în 2018? Realitatea virtuală în momentul de față tinde din nou spre aceeași tehnologie mobilă. Oamenii au tendința să folosească mai mult telefonul pentru a avea experiența unei realități virtuale. De aici am exemplul meu asupra S9, deci a lucrat foarte mult pe partea de performanță. Chiar standul de la Samsung era o extindere foarte mare, care nu era doar prezentarea noului S9, avea o secțiune în care existau, pot să spun așa, un fel de mountain rus sau mai multe parcuri de distracții cu diferite tipuri de jocuri în care cei care doreau se înscriau și folosind o cască de realitate virtuală plus, bineînțeles, un Galaxy S9, aveau experiența fie unui roller coaster,
fie unei misiuni de într-o anumită instanță de război, sau chiar era o parte în care aveau experiența unui ciocan de rotație în care te învârteau și încercau să mimice chiar și mișcările scaunului și orice altă experiență care să te îmbunătățească realitatea virtuală în care te aflai atunci. Regulă. Deci a avansat și realitatea virtuală destul de mult și iarăși vorbim despre Samsung. Spune-ne și despre, iată, alții competitori serioși. Dacă vorbim de LG, de Sony, de Nokia, ce produse noi au adus în atenție? Nokia au luat scena pe zona Android, în principal, atât cu telefoanele clasice pe care suntem noi obișnuiți, ecran mare, totul touch, dar au încercat să readucă și acele telefoane business pe care ei le aveau, seria 8000 pentru cei care cunosc, încearcă să obțină același feedback asupra telefonelor mici, compacte, dar cu tehnologii noi, 4G inclus, să aibă aceleași funcționalități ca orice Android și așa mai departe. O altă apariție care mai mi-a atras cel puțin mie atenția a fost apariția la Alcatel cu niște telefoane foarte bine făcute în design, foarte structurate, sistemul de operare foarte optimizat, iar niște prețuri foarte flexibile, care nu reușeam, adică eu nici nu mai știam nimic despre ei, nici nu i-am urmărit. În regulă, uite, îmi scrie un prieten, întreabă-l, te rog, pe Alexandru să ne spună un telefon la care ține bateria. Deci, probabil are și el probleme cu bateria telefonului. O problemă, zic eu, destul de des întâlnită la Samsung, cel puțin 6, Edge, nu mai zicem. Da, deci care telefon ține foarte mult încărcat? Un telefon care se ține foarte mult încărcat, nu am de unde să știu în mod direct, încă nu e ca și cum aș folosi un telefon o dată pe săptămână și aș putea să dau un feedback, dar te pot ajuta cu un sfat. De exemplu, telefoanele noi cu sistemele de operare noi au în setările la baterie niște zone de performanță în care tu poți seta de la performanță mare, la performanță medie, la performanță scăzută. Performanța scăzută înseamnă doar telefon și un minim de aplicații, ceea ce nimeni nu o să folosească decât dacă nu mai are baterie. Performanța medie o poți încerca, eu am încercat-o și există o îmbunătățire real foarte, foarte mare, adică undeva în jur de 3 zile mă ținea telefonul. Nu mai veneau notificările cu aceeași intensitate, nu mai aveam aceeași animații pe el, nu mai era același telefon la aceeași performanță. Dar aveai baterie, puteai să folosești telefonul fără să ai nicio grijă timp de vreo 3 zile. Părerea mea și experiența care mie îmi place e că atunci când îmi iau un gadget, mai ales un flagship, eu prefer să-l folosesc la capacități maxime, fiindcă nu e ca și cum aș avea o lipsă de un powerbank sau de un încărcător. Imediat mă pot duce, îl pun la încărcat cu un sistem de fast charging, într-o oră jumătate, două e încărcat. Am depășit, am fost și eu punctul în care nu-mi plăcea că nu am baterie. Dar am depășit situația și am zis că asta e, ne adaptăm momentan. Mulțumim mult pentru sfaturi, Alexandru, ne sunt de folos, crede-mă pe cuvânt. Iată, continuăm discuția într-o ultimă intervenție, în doar câteva minute. Cei de la Assist Software, specialiștii în IT, astăzi alături de noi, zi de miercuri, spor în toate. Stăm la curent cu cele mai spectaculoase dispozitive lansate în 2018. Vorbim despre Congresul Mondial al Tehnologiei Mobile 2018, un congres la care Assist Software, iată, a fost prezentă. Spune-ne despre asta. Știu că e primul an când Assist e acolo. Exact. Noi am fost la acest eveniment cu scopul de a ne mări experiența în zona business, să putem să arătăm publicului cine suntem noi și ce aplicație am lucrat până acum. De asemenea, noi vom încerca să mergem an de an și sfătuiesc pe oricine care vrea să vadă noile trenduri tehnologice să meargă la acest eveniment. Este un eveniment enorm ca și desfășurare, ca și apariție a personajelor importante din zona tehnologică
și ca și impact asupra ta. Este foarte greu de descris, cel mai bine este de experimentat. Sunt perfect de acord cu tine. Mi-ai spus că sunt și niște costuri destul de mari, povesteam pe pauza publicitară, cât e intrarea? De exemplu, pentru primele zile există un bilet în care intri ca și vizitator, undeva în jur de 800 de euro este un bilet pentru un vizitator la început. Dar din câte am înțeles, pe ultimele două zile sau pe ultima zi există o perioadă de vizitator special în care se reduc costurile ca să poată mai multe persoane să vadă despre ce este vorba și nu știu exact detalii, nu știu prețuri, dar îmi pare eu că dacă dați un search puteți afla oricând imediat. Ei bine, noi că suntem conștiincioși și o să începem să facem provizii de pe acum, știi, pentru 2019 și iată, poate o să fim și noi prezenți la Congresul Mondial al Tehnologiei Mobile. Iată, spune-ne cu ce a fost prezent asistul acolo. Noi ne-am prezentat cu un proiect la care am lucrat timp de un an și jumătate aproximativ. Este vorba despre o aplicație pe iOS, pe tabletă, pentru un client din Irlanda de Nord, care și anume StatSports. Ei se ocupă de statistică sportivă de performanță și această aplicație venea în ajutorul antrenorilor sau a sports scientistilor, cum au ei personalul, care de fapt monitorizează performanțele unei echipe în timpul jocului. Și la final, după ce se monitorizează un joc întreg, aplicația poate exporta toate datele sportivilor și pot fi trimise ca și rapoarte pe PDF sau ca raport CSV pentru procesare de date mai departe. E regulă. Dacă e să facem așa cumva un rezumat al discuției noastre de astăzi, îți spun ce am reținut eu. Am reținut Alcatel-ul, un smartphone pentru cei cu buget redus. În jur de 100 de euro costă, prieteni, puteți găsi informații despre el. Samsung e din nou lider de piață și a demonstrat că se poate și mai bine. Asta am reținut clar. Vine cu S9, un telefon foarte important pentru ei, dar și pentru noi. Abia aștept să apară cât mai multe exemplare, da? Ca să zic așa. Și dacă vorbim despre inteligența artificială, încotro se îndreaptă, Alexandru? Inteligența artificială devine din ce în ce mai populară, mai ales în rândul device-urilor mobile. Spre exemplu, ceva vizual pentru toată lumea este faptul că oricare firmă începe încetul cu încetul să-și facă propria inteligență artificială. Google și-a făcut Google Assistant-ul, care întâi a fost Google Now, după care iOS-ul a mers mai departe cu Siri, Samsung-ul a dezvoltat Bixby, iar toate firmele, apropo de Bixby, tocmai mi s-a activat telefon. Da. Și încetul cu încetul, chiar am citit foarte multe articole acolo la eveniment, că încep oamenii să creeze chipuri speciale pentru procesarea inteligenței artificiale. Adică cum un telefon are un procesor, un procesor video sau un GPU, vor să adauge încă un chip care să se ocupe special de zona de inteligență artificială. Din câte am înțeles, inteligența artificială a ajuns atât de dezvoltată încât memoria flash a telefonului, memoria noastră de stocare, încetinește puterea AI-ului. Nu are suficientă performanță ca să ofere informațiile atât de repede ca AI-ul să răspundă pe măsură. Ok, bine. Deci mai avem foarte multe lucruri interesante de aflat, sunt sigură de asta, doar că timpul nu ne mai permite asta. Vă mulțumim tare mult, iată că ne țineți la curent cu tot ce se întâmplă în lumea asta tehnologică și îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumim și noi, oricând cu plăcere. Mulțumim tare mult, prieteni, eu vă spun că puteți asculta emisiunea Tech Cafe, emisiunea pasionaților de internet și de tehnologie, așa cum ne place nouă să-i spunem, și pe site-ul nostru pe www.vivafm.ro. Rămâneți în continuare pe frecvențe alături de noi!